v-a determinat să intrați în cursa prezidențială? În actuala situație internă și internațională a României, rolul președintelui devine extrem de important din punct de vedere al politicii externe, pentru că funcționarea relațiilor internaționale, modul în care România reușește să-și fructifice aturile, devine un element esențial pentru dezvoltarea viitoare a țării noastre, dar și pentru asigurarea securității și stabilității ei. În lumea globalizată, instrumentul de politică externă devine extrem de important și am pornit de la ideea că realizarea politicii externe nu depinde nu numai de președinte, deși am o experiență și ca ministru de externe și ca fost director al Serviciului de Informații Externe, sunt foarte conștient că politica externă trebuie să fie o politică foarte coerentă la care să contribuie toți cei care au atribuții în materie, respectiv președintele care are principala atribuție în domeniul relațiilor internaționale, dar și guvernul prin intermediul Ministerului de Externe, pentru că, de fapt, el este cel care pune de cele mai multe ori în pagină politica externă a României. Am considerat că, dată fiind importanța deosebită a funcției președintelui în aceste condiții, în materie de relații internaționale, sunt de departe și fără nicio umbră de modestie cel mai potrivit candidat prin experiența și prin competența pe care am dovedit-o în cei peste 40 de ani care am lucrat în acest domeniu. Care este principalul rol al șefului statului? Principalul rol al șefului statului este, pe de-o parte, să se asigure că instituțiile funcționează eficient și, în al doilea rând, să joace rolul de mediator între puterile statului și între puterile statului și cetățeni. În ceea ce privește funcționarea instituțiilor statului, am de partea mea o experiență foarte bogată, nu numai în domeniul executivului, și ministru de externe și la apărare și la justiție, dar și o experiență parlamentară cu președinția Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, care îmi permite să cunosc foarte bine care sunt aturile și care sunt slăbiciunile funcționării sistemului instituțional în România. Funcționarea însă cu adevărat eficientă a instituțiilor statului implică, în opinia mea, și o revedere a prevederilor constituționale, dintre care cele mai importante le consider a fi reducerea numărului de parlamentari la 320, este un parlament mult prea mare, care lucrează foarte greu, creșterea eficienței sale și, aș spune, chiar a recunoașterii rolului parlamentului în viața politică românească depinde de un parlament mai mic, compus de oameni care să fie cu adevărat capabili să lucreze în interesul țării. Și, în al doilea rând, reducerea mandatului președintelui de la 5 ani la 4 ani, ținând seama că toate experiențele care au vizat o coabitare între un președinte de o culoare politică și un premier de altă culoare politică s-au dovedit nesatisfăcătoare. Mai mult, am văzut recent un sondaj publicat în ziarul Adevărul, în care 70% din români susțineau ideea aducerii alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale în aceeași perioadă. Pentru că, pe lângă economia de bani, de fonduri, această readucere a celor două funcții la același interval și la aceeași dată are și avantajul de a oferi mai puține prilejuri electorale. Vreau să știți că, dintr-o evaluare pe care am făcut-o, în ultimii 7 ani, românii au fost chemați la urne de 11 ori. Deci mai bine de o alegere și ceva pe an. Ori alegerile, așa cum știm cu toții, înseamnă perioadă preelectorală, perioadă postelectorală în care toată lumea așteaptă să se întâmple ceva și, în realitate, instituțiile statului nu funcționează. Iată de ce am făcut din această propunere una din propunerile cele mai importante și vreau să subliniez că sunt singurul candidat la președinție care am venit cu o asemenea propunere. Credeți că este oportună revizuirea Constituției în sensul modificării modalității de alegere a președintelui țării și a atribuțiilor acestuia? Eu nu cred că se poate modifica la ora actuală, dacă rămânem pe acest sistem, nu se poate modifica modul de alegere a președintelui, pentru că el să aibă legitimitate
trebuie să fie ales de toți cetățenii, nu de către Parlament. Dacă are această legitimitate, trebuie să îi se păstreze în linii mari competențele pe care le are. Pentru că, în realitate, președintele este singura autoritate din România care nu are culoare politică. Președintele este obligat să demisioneze dacă face parte dintr-un partid politic, dar mai ales trebuie să fie cu adevărat reprezentantul intereselor tuturor cetățenilor. Din acest punct de vedere, eu consider că sistemul actual are o eficiență destul de bună în cazul în care se vor depăși aceste certuri, scandaluri, acuzații reciproce la nivelul președintelui și a primului ministru și că se poate într-adevăr construi un sistem viabil care să fie bazat pe respect reciproc, pe înțelegere și pe o colaborare foarte strânsă în promovarea intereselor fundamentale ale României. Ce vă propuneți în materie de politică externă? În materie de politică externă, pentru mine cel mai important lucru în perioada care urmează este creșterea profilului României de țară importantă în cadrul Uniunii Europene și a NATO. Sigur, suntem membri, facem parte din această familie, mergem în toate clădirile unde se află sediile acestor organisme internaționale, dar nu suntem cu adevărat la masa unde se iau deciziile. Creșterea profilului nostru, o recunoaștere a rolului pe care îl are România, o recunoaștere a faptului că reprezintă și trebuie să reprezinte un factor de stabilitate în zonă, este pentru mine prima prioritate a politicii noastre externe. În materie de securitate însă consider că prima noastră prioritate trebuie să fie păstrarea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Nu avem la ora actuală nimic altceva care să o punem în locul parteneriatului strategic cu SUA, care ne garantează independența țării noastre și securitatea țării noastre. Spun acest lucru pentru că vreau să subliniez că acest parteneriat strategic nu trebuie conceput doar ca o sumă de cerințe pe care le adresăm noi părții americane privind instalarea unui scut antirachetă, creșterea numărului de militari la baza Mihail Kogălnicianu, aducerea unui comandament al NATO în România, ci este o stradă cu dublu sens. Trebuie și România să-și manifeste solidaritatea ori de câte ori este nevoie. Nu poți să contezi doar pe un aliat căruia îi ceri tot timpul și căruia nu poți să-i oferi mai nimic, deși se poate oferi acest lucru, sigur, în limitele pe care le reprezintă și pentru noi alocația bugetară, capacitatea noastră de oameni și de mijloace în acest sens. În fine, după acest, să spunem, pilon, care e pilonul pe securitate SUA și urmat de Uniunea Europeană și de NATO, prima prioritate va fi pentru mine în politica externă Republica Moldova. Se găsește într-o zonă foarte vulnerabilă, este extrem de aproape de România, avem niște legături istorice care nu trebuie să vorbesc prea mult despre ele, că le cunoaștem cu toții. Și eu consider că și românii, ca orice alt popor, au năzuința, dorința de a reuni cât mai mult din poporul român în interiorul acelorași frontiere. Nu cred în ideea unei reunificări cu mijloace vechi, respectiv după un conflict militar să face o conferință de pace, să schimbă frontierele și așa mai departe. Cred cu tărie că singura șansă pentru a ne realiza acest obiectiv național este sprijinul pentru Republica Moldova de a adera cât mai rapid, de a se apropia și de a adera la Uniunea Europeană, pentru că din momentul aderării Moldovei alături de România în Uniunea Europeană ne vom găsi reuniți în aceeași mare familie, o familie europeană care este caracterizată prin democrație, prin progres și prin bunăstarea tuturor cetățenilor. Va fi modul, din punctul meu de vedere, prin care voi urmări realizarea acestui ideal de unitate al poporului român. Bineînțeles, dincolo de aceste priorități, voi acorda o atenție deosebită unei politici de deschidere către toate statele. România a avut relații foarte bune și poate să le fructifice cu țările de pe toate continentele. Din America Latină, Africa, Asia de Sud-Est. Un accent special o să-l pun pe relațiile noastre cu țările din Asia de Sud-Est. Mă refer la China,
Japonia și Coreea de Sud, țări cu un potențial economic foarte important și pentru care componenta economică a politicii externe cu aceste state trebuie să fie foarte importantă. Sigur, mă gândesc și la alte state, nu e nevoie să ne limităm doar la cele ce le-am spus. Vreau o politică de deschidere care să fie o politică realistă și coerentă din partea României, prin care să ni se recunoască rolul pe care îl avem și în același timp să ne fructificăm acest rol în relațiile cu toate, cu toate statele. Sigur, o problemă care va fi în perioada următoare foarte delicată și foarte importantă pentru România o va constitui relația cu Rusia. La ora actuală, Rusia este implicată într-o dispută cu Ucraina, ocuparea teritoriului Crimeei, determinarea unor mișcări secesioniste în Donbas și în Lugansk, subliniază cât de importantă este acțiunea Rusiei în materie de securitate. Cred că relațiile noastre cu Rusia trebuie să fie relații normale, bazate pe respectarea principiilor dreptului internațional și a interesului reciproc în ceea ce privește relațiile economice. Dar singura perspectivă de a vorbi despre o relansare a acestor relații va fi numai după soluționarea conflictului din Ucraina și mai ales ridicarea sancțiunilor pe care Uniunea Europeană și NATO, dar și Statele Unite ale Americii le-au impus Rusiei. Într-un asemenea moment în care Rusia este supusă unor sancțiuni, are unele probleme legate, în mod evident, de nerespectarea principiilor dreptului internațional, chiar de principiul fundamental al rezolvării prin negocieri, prin mijloace pașnice, a oricăror diferende care pot să apară, este foarte greu să ne facem previziuni și să vorbim despre o politică de colaborare cu Rusia. Dacă veți câștiga alegerile, veți urmări desemnarea unui nou prim-ministru? Nu, eu consider că desemnarea primului ministru este o chestiune care revine Parlamentului. În condițiile în care în Parlament există o majoritate legitimă care a fost aleasă prin votul cetățenilor, acea majoritate va desemna și premierul. Din punctul meu de vedere, Victor Ponta poate să rămână foarte bine premier în cazul în care majoritatea partidelor din Parlament vine cu altă propunere, este dreptul lor. Dar eu sunt hotărât să nu recurg niciodată la intervenții în ceea ce privește activitatea partidelor, majoritățile din Parlament. Soluția imorală pentru mine nu există, adică ideea de a crea noi majorități dincolo de votul popular, pentru mine este inacceptabilă. Aceasta este poziția pe care o am. Care sunt principalele dumneavoastră obiective în cazul câștigării mandatului prezidențial? Primul obiectiv, așa cum am spus, îl reprezintă modernizarea statului român, inclusiv prin modificarea Constituției, cu reducerea numărului de parlamentari și cu aducerea mandatului președintelui la 4 ani de la 5 și organizarea de alegeri împreună pentru Parlament și pentru președinte. Al doilea obiectiv va fi sprijinirea oricăror eforturi de organizare a teritoriului României, astfel încât să putem accesa mai bine fondurile europene și să putem avea în vedere o dezvoltare cât mai uniformă la nivelul întregii țări. Și în al treilea rând, sigur, politica externă despre care v-am vorbit și care mi se pare esențială în această perioadă pentru România. Cu ce echipă de consilieri veți merge la Cotroceni? În mare măsură va fi o echipă de consilieri formată din oamenii care au fost împreună cu mine în campanie electorală și care au contribuit la realizarea programului politic pe care îl reprezint. Evident că oricine va dori să se asocieze acestui efort, cu condiția să respecte programul meu politic, va fi binevenit. Am de gând ca posturile de consilier să fie strict pe criterii profesionale, fără niciun fel de conotație politică, pentru că, până la urmă, valoarea oricărui lider depinde de valoarea însumată a consilierilor săi. Care credeți că sunt principalii contracandidați? E greu de vorbit de principalii
contracandidați. Există un candidat foarte bine plasat, care este Victor Ponta, datorită sprijinului pe care l-are din partea Partidului Social Democrat. În mod evident este cel care va obține cel mai mare scor în turul întâi din alegerile prezidențiale. Aceasta nu înseamnă însă că jocurile vor fi făcute. Mai există, va exista și un al doilea tur, în mod sigur, nu va depăși nici în primul tur mai mult de 35%, poate 40% în cea mai bună, dar mă îndoiesc. Ca în jur de 35% va avea Victor Ponta. Și atunci se va pune cu adevărat o singură problemă în campania electorală. Cine va fi în turul 2? Și dacă în turul 2 va intra un reprezentant ca mine sau cineva cu un profil asemănător, eu cred că există toate condițiile și șansele pentru realizarea unei victorii electorale, chiar împotriva celui mai puternic candidat, care este Victor Ponta. Ce scor sperați să obțineți dumneavoastră? E foarte greu să vă dau cifre, pentru că primul sondaj care a apărut în aceste zile a fost, datele au fost culese la 3 zile după ce mi-am depus candidatura. Așa cum știți, am intrat mai târziu în cursă. Stau la ora actuală, deci nu știu care va putea să fie scorul. Va trebui să vedem cum evoluează încrederea cetățenilor și intenția lor de vot. Plec de la un 5% intenție fermă de vot și de la 20% favorabilitate la nivelul cetățenilor. Dacă mai adăugați și faptul că singura mea propunere, care nu are nimeni, cea de reducerea mandatului președintelui, este sprijinită de aproximativ 70% din români, vă dați seama că pot să am în vedere un scor serios, un scor important. Dacă nu veți ajunge în al doilea tur de scrutin, ce le veți recomanda susținătorilor dumneavoastră în ziua votului? Va trebui să vedem care vor fi cei doi, dacă unul va fi Victor Ponta, care va fi al doilea, și în funcție de acesta voi recomanda și susținătorilor mei ceea ce au de făcut. Este pregătită România să aibă o femeie președinte? E greu de spus, pentru că atunci când vorbim de o femeie președintă, nu vorbim neapărat de o reprezentantă a sexului tare. Pentru că așa este, nu e sexul slab, este sexul tare și ca majoritate din populația țării și din puterea capacității de a se concentra pe problemele esențiale. Nu e vorba de bărbat sau de femeie, este vorba de valoarea candidatului. Dacă vă uitați la Statele Unite, veți vedea că Hillary Clinton stă foarte bine în sondaje. Nu pentru că este femeie, ci pentru că este considerat un politician cu experiență și competență care ar putea îndeplini atribuțiile de președinte al Statelor Unite. Același lucru este valabil și pentru noi. Nu pot să fac prevederi când va fi timpul pentru o femeie, decât spunându-vă atunci când va apare o femeie care va avea și competența și experiența necesare pentru a le da încredere alegătorilor, atunci vom avea și o femeie președinte. Credeți că ultimile declarații, dezvăluiri făcute de președintele Traian Băsescu vă va afecta în vreun fel în campanie imaginea? Nu cred că mă vor afecta, pentru că singura concluzie la care au căzut cu toții de acord este faptul că poziția pe care am avut-o de respectare a legalității în tot ceea ce am întreprins în calitate de director al Serviciului de Informații Externe este mai degrabă în folosul meu decât în defavoarea mea. Lumea apreciază atunci când dorești, așa cum am spus și prin sloganul meu electoral, o întoarcere la normalitate prin legalitate, prin respectarea legii. Ori faptul că a reieșit din toate dezbatele care au avut loc și care probabil o să mai aibă loc încă una, două zile, că elementul fundamental pentru mine a fost acela de asigurare a legalității, de respectare a prevederilor legale pe care eram obligat în calitate de director al SIE să le urmez. Mai mult, fiind și jurist și profesor de drept, cred că nimeni nu-și poate pune problema că eu să renunț sau să încalc o prevedere legală, chiar dacă se consideră că era vorba de lucruri foarte, foarte importante. Deci cred că mai degrabă îmi folosește. În același timp clarifică și
foarte bine relația cu președintele României, o relație care pe mine nu m-a interesat să o fac public atât timp cât am fost la serviciu și nici după aceea, dar care a fost făcută publică de către președinte. Cum se implică fica dumneavoastră în campanie? Vă susține? Este alături de dumneavoastră? Merge în campanie sigur, cu dumneavoastră? Este alături de mine, are o viață profesională și o viață de familie, nu participă, nu face parte din echipa de aici. Am încercat să separ cât mai bine activitățile mele politice de viața de familie. A fost însă uneori, a fost odată chiar invitată la o emisiune televizată și eu personal cred, deși mă rog, nu sunt foarte obiectiv fiind părinte, cred că a avut o prestație foarte bună și mai ales pentru mine a fost încântătoare, întrucât am văzut că și din punct de vedere al comportamentului și a modului de a vorbi despre lucruri importante pentru toți, are practic același sistem de gândire ca și mine și același echilibru și aceeași ponderare. Ce veți face în campanie electorală pentru a atrage voturi, având în vedere că nu aveți în spate un aparat de partid? Da. Sigur că atunci când nu ești un candidat de partid, ci un candidat independent cu sprijinul societății civile, așa cum sunt eu, există un dezavantaj legat de posibilitatea de a folosi structurile partidului. Dar există și un mare avantaj. Și anume, în momentul în care voi fi ales președinte, nu voi avea datorii față de niciun partid, nu va putea nimeni să mă tragă de mânecă sau să-mi spună ce trebuie să fac din postura de președinte. Îmi voi asigura, într-adevăr, echilibru necesar și echidistanța în raporturile cu toate partidele politice. Vreau să fiu un președinte care adună lumea, care este capabil să negocieze și să medieze între opinii diferite pentru a ajunge la opinii de consens, mai ales în ceea ce privește problemele fundamentale care țin seama de interesul României. Din acest punct de vedere, mă văd mai degrabă ca un președinte dirijor decât ca un președinte jucător. Ce hobby-uri aveți, domnule Meleșcan? Am două hobby-uri pe care le-am privit moștenire de la doamna Aslan, care mi-a recomandat odată că dacă vrei să fii temențit tânăr, sigur, folosești și produsele Gero Vital și Asla Vital, dar cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci este o oră pe zi mișcare fizică și o oră pe zi mișcare intelectuală. Să citești cel puțin o oră și să te miști cel puțin o oră sunt secretele tinereții veșnice, îmi spunea doamna Aslan, care avea 85 de ani și era impecabilă și din punct de vedere fizic și psihic. Acestea au devenit și hobby-urile mele. Fac mișcare aproape în fiecare zi, mai puțin în perioada campaniei electorale. Merg în jur de 15 km pe bicicletă, împreună cu fata mea, care și ea sigur dorește să-și mențină silueta. Citesc, din păcate, mult mai mult decât mă mișc. Dar sper să reușesc să le echilibrez în perioada următoare.